expresivitatea ei și ideea cu lebăda bodybuilder, absolut fantastică. Absolut fantastică. Excelent. Super. Excelent. Dacă cineva a scris scenariul și a venit ideea pentru treaba asta, e absolut genial. Același om cred că și-a dat toți neuronii pentru lacul lebedilor bodybuilder și a mai rămas unul și a zis, mai am o idee, Stan și Branda, Stan și Stan. Ăla a fost ultimul neuron al unui om genial. Ce mai faci? Ce să fac? Uite, m-am apucat de balet. Doamne ajută! M-am apucat de balet, am zis că e musai pentru condiție fizică. E balet pe esteroizi, așa a fost. Da, e ca o reclamă la Hai la sală să moară mama. Foarte faină, foarte, foarte faină. Eu aș fi, dacă aș fi o firmă de proteină, eu aș face reclama asta. Absolut fantastic. Să întrejez. Hai, tată, ce facem astăzi? Poante, du mouplier, parpantendu. Absolut fantastic. Eu aș plăti bilet să văd treaba asta în formă mai lungă și mai așa, serios, chiar mișto. Și să-ți păstrezi fața asta așa, fără deci să te strâmbi prea mult așa. Ești expresivă și talentată. Serios. Mulțumesc, zis, frate. Așa arătam noi, deci cum arăta ea, și întrebați-l și pe Bendeac, așa arătam noi la orele de balet de la facultate. Așa arătam. Picioare groasă, mi-a făcut balet. Și eu și el. Poante în picioare, iegări, mulați, ștramp, picioare groase și o față de proști, așa, permanent, că trebuia să intri în stare. Uite, așa eram toți. Desigur, lucru care s-a întâmplat de fiecare dată de-a lungul timpului, sunt în centrul atenției tale. Ați putea să vă prezentați, vă rog, pe rând? Aș vrea să zic că, în primul rând, sunt colegile mele de la sală. Sunt foste gimnaste de performanță campioane ale României. Beatrice, Mihaela și Raluca. Să română, bine ați venit. Băi, ai o fizionomie care te-a ajutat enorm, enorm și trebuie să-ți folosești treaba asta în continuare. Încearcă să dezvolți și pe internet în această direcție. Mulțumesc. Și ești la fel de superbă. Mulțumesc, Marcus. Vreau să vă întreb, mitocănii, sunteți de acord? Nu. Pot să vă întreb, mitocănii? Chelu, nu vrei tu să fii simpatic în seara asta? Da, de ce? Chelule, nu vrei să vii da, tu? Da. Bravo, Roxana! Vrei să mergem la sală împreună? Da. Facem un... Te provoc. Accept. Vrei să te ridic la piept? Am fost cărat în brațe ca un bebeluș de o doamnă din Ucraina. Nimic nu mă mai sperie. Când întâlnești în această viață o femeie cu adevărat puternică, important este să te folosești de ea într-un fel sau altul. Dacă mă cari în brațe de la stânga la dreapta, eu am să-ți dau un vot pozitiv. Eu vreau să fiu purtat pe brațele. Nu știu dacă în brațe, dar în cârcă, dacă vrei, da. Asta vreau să văd, pe Chelu în cârcă la balerină. La nebătut. O balerină care duce în cârcă? Un Chelu. Ba da, vreau să văd asta. Hai. Dacă mă cari în cârcă în momentul ăsta, ai să ai toată admirația mea. Ok, cool. Acest Nils Holgersson. Da. Hai, hai Nils, du-te în cârcă, balerun ăsta. Hai, la lebădut acolo. Hai, du-te, păi du-te. Hai, nu vreau știi să că noi berbecii, dacă ne provoci, gata, aici, hai. Nu vreau să fii speriată de ideea de a... Nu cred că am folosit telefonul ăsta vreodată cu mai multă plăcere. Bun. Bun, ok, numărul, ce s-a întâmplat cu ea, ce s-a întâmplat cu reacțiile ei și așa mai departe. Și i-am spus și ei, bă, dar cum se termine numărul așa? Nu te strâng de gând, te ștrangulez, vreau să te închipui că sunt paralizat. Da, mă, dar tu ai extra chestie aici. Push-up. Bine ați venit la emisiunea Final de Carieră, iată-l pe Chelu terminându-și cariera. Așa, stai, respiră, da? Când ești gata îmi spui, da? Așa, unde? Hai. Mama, așa, poate se întâmplă vreo daia cu medic, că mor. Doamne. Hai încă o dată. Iisuse Hristoase, Sfântă Născătoare de Dumnezeu și Maica Domnului. Uite băi și lebăda neagră. Doamnelor și domnilor, se pare că s-a ajuns departe. Dându-mi seama că am o atitudine sobră la această emisiune și încercând să sparg cumva gheața, să aduc căldură în inimile telespectatorilor, am acceptat un moment penibil inițiat de mine. Că nu aș putea să-l cară în spate pe Chelu, sub nicio formă. Nu, eu am o spate foarte sensibilă. Nu, tot respect pentru ea. Asta înseamnă puterea unei femei. Să duci un bărbat în spate. Și nu orice bărbat.
câtă greutate avea în spate, îți dai seama? Iar noi urmează să vedem voturile! Iar noi urmează să vedem voturile! În 3, 2, 1, hai! Pe de altă parte, când mi-am dat seama ce fac, mi-am fost frică să comentez. E clar că femeia era mult mai puternică decât mine, m-ar fi bătut, de m-ar fi stins. Deci, jur, pentru mine este apogeu de carieră. Așa că am acceptat să fiu păduchele din spatele acestei lebede. Îți place? Bine. Toată viața mi-am dorit o femeie care să mă sprijine! Bravo, bravo! Eu nu am votat balerina, eu am votat tot momentul artistic. Mi-aduc aminte de momentul meu când am achitat o anumită sumă ca să văd lacul lebedelor și m-a luat tremuratul după 35-36 de minute, că m-am plictisit, deci e clar că nu e genul meu. Și a fost cumva un throwback, cum vă place vouă să spuneți, și de-aia am participat cu tot sufletul. Și unde ai fost cu lacul lebedelor? Aici, în țară? Sau? La patinoar, tot de dracu. Ce-o zici ea acasă acum că se duce, știi? Întreabă prieteni, ce-i făcut acolo? Cum zice? Nu crede nimeni, deci dacă n-ar fi la televizor, nu crede nimeni. E o poveste. Tu ești bine, Roxana? Da, nu, sunt... Chiar e ușor, mă ajutam să fie mai greu. Asta se taie la montaj. Nu în sensul că pentru înălțimea lui mă ajutam să fie mult mai greu, dar... Da. Da, vă rog. Bun seara. Despre tine vorbeam. La ce concurență puteți? La concurentul care te-a cărat în cârcă. Da. Ce părere ai tu despre emisiune, despre... despre mine, despre... Ce părere am despre emisiune? Fabrice Uzine. E ca într-o căsnicie, nu? Sunteți de atât de atâția ani împreună, ați obișnuit unul cu altul și vă, știi, mergeți mai departe pentru copii. Nu mai aveți nicio relație sexuală. Deci doar stați că plătiți rate împreună, ne să crească ei amici și chiar așa e, că vină ei amici. Asta e frate tu care stă cu voi? L-a fost angajat, dar s-au închis minele și ce... Cătălin.